Ei, poate o să vă mirați ce a fost cu această desfășurare de forțe, de fel de fel de produse. Nu e fața de masă. Fața de masă e foarte colorată cu multe, multe legume, dar nu e fața de masă. E ceva în relief, adică legume adevărate și pește adevărat. De ce? Fiindcă astăzi vom face pește. N-am mai gătit de mult pește. Vă promiteam eu de săptămâna trecută de la dulceața cu din alea, cum le zice, alea care miroase, și acum mi-e miroase în casă de la ele. Căpșuni, smeuri, da. He, dar nu se cade fără să intru în casele dumneavoastră, fără să vă salut, așa că vă spun să rămână doamnelor, bună ziua domnilor, îmi pare bine că v-am găsit, îmi pare bine că sunteți alături de mine și mai ales îi salut pe cei mici, fiindcă am înțeles că sunt fanii numărul 1 a emisiunii, așa că dragi puștani, vă salut pe toți, începând de la cei cu botoșei până la cei cu 23-24 la papuc. Încă o dată mă bucur că suntem împreună, gătim un pește, adică un pește în două feluri, un pește cu legume, la felul 2 și la felul 1 o ciorbiță de pește, fiindcă avem coada și capul de la pește pe care o să-l folosim la ciorbița noastră. Faceți doar cât se mănâncă o dată, fiindcă ciorba de pește lăsată pe a doua zi nu mai e bună. Așa că încercați să fiți atenți la ce să vă spun eu, să repet încă o dată ce am pe masă, bineînțeles că una bucată pește ia cate de mare. Mai am o varză, mai am trei roșii, mai am un pic de orez, albitură, adică pătrunjel, mai am niște țeline și mai am niște gulie, după care am ardei, morcov, ceapă și, eu știu, condimente, sare, ulei, oțet, ne trebuie și un pic de oțet, dacă vreți un pic de smântână sau chiar borș și frunze, bineînțeles, dar toate la rândul lor. Așa că până una alta vă poftesc să treceți la mine la masă și să ne apucăm să-l rânduim pe domnul pește, adică să-i luăm capul, să-i luăm coada, să-l facem harcea parcea. Și peștele mare, știți cum e, arată fain. Dar de mâncat e bine să-l mănânci atunci. Dacă îți mai rămâne o bucată, două nu mai poți să-l mănânci. Deja nu mai are gustul, se sfoiecește. Așa că tăiem peștele bucăți și îl trecem la cratiță. Hai! Așa, o să vă învăț acum o șmecherie. Ca să nu umpleți masa de pește și de astea, luați o sacoșă. Așa. O desfaceți în două. Și pe sacoșă o să lucrăm pe plasă. Asta e domnul pește, pe care l-am curățat, bineînțeles, l-am eviscerat. E, în primul rând, ce o să facem? O să îi îndepărtăm coada, dar pe coada lăsăm un pic. Așa, vedeți? Bun. Aici crapul are un os. Îl vedeți? E un os care înțeapă, care taie. E, ăsta noi o să-l scoatem afară. Da, trebuie să stați așa, să ne apucăm prima dată să-i tăiem capul. Capul se taie așa, cam la un deget de la branchi. Bine. După care îl desfacem în bucăți. Bucățile să fie cam la 3 degete, așa, de ale mele, de ale dumneavoastră, cum vreți dumneavoastră. Exact aici se numerit. Aripioarele astea le dăm afară și pe ele. Așa. Aici avem creasta de pe spate, așa, pe care încercăm să intrăm așa puțin. Nu-mi place la pește că lunecă, dar atenție să nu vă tăiați. Asta este, nu știu ce să-i facem, ăsta e peștele. Aici îndepărtăm
Și sună telefonul, ca de obicei. Așa. Asta o lăsăm întreagă așa cum e. Acum ne apucăm mai departe. Bucățile astea le putem lăsa medalion sau le putem desface. Dar eu vă propun, dacă peștele este mare, să-l desfaceți, fiindcă se lucrează mai ușor și la prăjit, și bucățile astea pe care le-am dat noi jos, coada și capul, se pun deoparte, fiindcă le folosim la ciorbă. Așa. Dacă aveți cumva o masă festivă sau mai știu eu ce, atunci le puteți lăsa medalion. Dăm mai bine pe masă, arată mai fain. Așa, după care mai tăiem și bucata asta la altă încă o dată. Am tăiat peștele, au răspuns la telefoane. Îl punem acum la spălat, după care îl dăm cu un praf de sare. Și capul de la pește, și bucățelele astea, și coada, bineînțeles. Spălăm tot, după care dăm un praf de sare. Uite ce fain arată. Ce am făcut noi până acum? Am tăiat peștele, așa, am curățat zarzavaturile și ne apucăm de treabă. Vom face ciorbiță. Pentru ciorbiță folosim doar capul de la pește și coada de la pește și ce am decupat aripile alea. Așa. După care, din restul peștelui, eu o să-l prăjim, o să vedeți dumneavoastră, și le facem cu un pic de legume. Dar ce am făcut? Am început emisiunea, m-am lăudat că fac, că trec, dar nu le-am mulțumit prietenilor de la Mona Lisa. Cei care sunt alături de noi atât de această dată cu un pește bun, gustos și foarte, foarte hrănitor. Noi așa, nu puteam să sar peste acest moment, fiindcă ei sunt sponsorii principale emisiunii, așa că încă o dată le vă spun că tot ce vreți și tot ce doriți dumneavoastră găsiți la Mona Lisa, mai ales în ceea ce privește produsele din carne. Proaspete, gustoase, nemaipomenite. Și așa cum o spuneam și o repet de mai multe ori, cum să vă zic, de multe ori nu durează nici 3 ore, poate 4 ore de când produsele au fost făcute în fabrică și după care ajung pe galantar în fața dumneavoastră. Bun, asta am spus-o, acum trecem mai departe la tocat zarzavat. Peștele l-am spălat și lasă să se scurgă un pic și trecem să pregătim zarzavat. O să începem, bineînțeles, cu albitura. Așa. Luăm pătrunjelul. Prima dată ne tăiem câteva pentru ciorbiță. Și la ciorbă folosim bucățile mai groase pentru că le tocăm mărunt. Pentru restul de garnitură o să folosim bucățile mai din spate, adică de la rădăcina. Fiindcă sunt mai fragede. Bun? Haideți să vedem cum arată. Așa, le-am tăiat o dată pe lung, după care le tăiem acum. Așa, rădăcinoasele le-am tăiat, ceapa, o tăiem o dată așa, o dată așa, adică solzi, nu peștișori. Trecem la ardei. Așa, puteți să tăiați așa ca să nu mai aveți
Ardei cât vă place dumneavoastră, dar eu vă recomand un pic mai mult. Dă un gust mai bun la pește. Așa, mergem mai departe. Am pus să se încingă ulei. Și în ulei încins, punem bucățile de pește. Date frumos prin făină. Să se prindă bine peștele, să fie la foc potrivit, să nu fie la foc tare, ca să pătrundă bine peștele, ușor și bine. Uităm și un praf de piper.
așa. Mai lăsăm peștele 2-3 minute. După care ne apucăm și pregătim legumele. Este gata peștele nostru. Acum urmează să preparăm legumele. Schimbăm oala, punem ulei, cam jumate de ceșcuță și lăsăm să se încingă. Așa. Punem ceapă. Așa. În ceapa respectivă punem un pic de vegeta. Lăsăm să se moaie. Vedem ce avem aici. Da. Mai lăsăm un pic ceapa. Așa, e suficient. Acum aici punem arvitura. Tot aici punem și niște morcov. Ardei. Și mestecăm, lăsăm să se moaie zarzavatul. Focul trebuie să fie mai iute și mestecăm în continuu. Ca și la legumele, ca și la legumele chinezești. S-au înmuiat și legumele mele. Acum punem orez. Cam un cișc.
căpuță. Așa. Am lăsat un pic orezul să se prăjească și el. Acum adăugăm apă. Apa se pune doar cât se acopere compoziția. Așa. Lăsăm să fiarbă. Începe să se umple. Legumele oricum sunt prinse pe jumătate, deci sunt muiate. S-a aproape gata. Mai lăsăm un pic și între timp tocăm niște pătrunjel. Este aproape umflat. Punem șorul și e tăiată. Uităm de sare dacă mai trebuie. Și mai lăsăm așa. Așa. Acum punem și pătrunjelul. Capacul. Lăsăm 2-3 minute așa cu capac. Și acum stingem focul și lăsăm așa încă 5 minute. Au trecut cele 5 minute. Orezul arată nemaipomenit. Uitați să vă arăt. Și noi montăm o porție. Și iată o porție gata montată. Aici avem orezul. Aici avem peștele și cam gata.
Și asta a fost pentru astăzi. N-a fost mult, a mers destul de repede, mâncarea este deosebit de gustoasă, este foarte, foarte faină, ușoară și mai ales merge repede. Ce am făcut noi astăzi? Pește prăjit cu, cum să vă spun, cu legume, cu un fel de pilaf, mai altfel, cu multe legume, cu un pic de orez aș putea spune, de fapt legume cu orez. Ei, cam asta a fost, ne luăm rămas cu întrebările noastre, dar nu înainte de le mulțumim prietenilor de la Mona Lisa, cei care au fost alături de noi și de această dată, cu produse bune, gustoase și foarte hrănitoare. Nu uitați că le-ai găsit întotdeauna ce vreți dumneavoastră, mamă ce zboară avioanele pe aici, așa găsiți produse bune, hrănitoare și mai ales foarte, foarte proaspete. Hai, ne vedem săptămâna viitoare cu ceva adecvat. V-am pupat, ciao, ciao!